Salutare mu mafioților și bine v-am găsit la al doilea episod de pe acest canal. Eu sunt Popeliu și astăzi vă voi prezenta ce să faceți dacă sunteți la început pe serverul FPT. Mai multe nu vă mai zic, vă las să vedeți voi. Ca să înțelegeți și voi, vă veți conecta pe server, veți avea de susținut un test din uh, niște întrebări foarte simple, din regulamentul serverului, ca apoi să vă puteți juca, eu zic să citiți regulamentul serverului dacă vreți să vă puteți juca că de alta degeaba că nu o să luați testul dați o grămadă de bani deci acolo este bunkerul, voi veți ieși ori pe partea aia, ori pe partea asta unde este și băiatul acela și primul pas pe care trebuie să-l faceți și este neapărat să mergeți la Digital Dent pentru a E și făcând amprenta. Vedeți banii mei, depozite, extrage, transfer și schimb valutar. Asta dacă vrei să faci banii în FPT Coins. Intrăm înăuntru, apăsăm E și vedem toate produsele. Ce constă? căști radio, stație radio, bec, laptop, container kit, cască metalică și telefon. Voi vă las telefonul, eu nu o să-mi cumpăr unul deja și telefonul va arăta așa. Nu o să aveți poza asta de pe fundal, o să aveți uh, un GIF cu f Aici vă vedeți vo mașinile voastre. Apăsând aici, dați înapoi pe home screen. Mail-urile o să vă apară la joburi. Weasel News, anunțuri comerciale. Acestea nu mai sunt anunțurile. Uh, banii din bancă pe care și FPT coinurile. Uh, doar dacă aveți bani în bancă merită să vă uitați, la început nu prea o să aveți, dar cel mai bine să vă uitați. Aici dacă ai o casă cu chiria și casa ta, joc, este un joc și eu să vi-l prezint, nu o să mă joc. Dacă v-ați uitat la mine pe live mă mai joc din când în când, cum mai aștept câte ceva. Jocul este așa, este Snake, cel mai simplu joc. Taxi, de aici vă puteți la suna la taxi, uitați, Vlad ba, în greu, să apasăm pe el și așteptăm după să sune, să sune automat. Mecanici la fel, cameră unde vă puteți face poze și apăsăm pe rotița de la mouse, pe rotița aici, puteți să întoarceți și sunteți voi și este un fel de selfie. Ca să ieșiți apăsați iară lui, dați pe acasă și intrați iară. Și ce este Radio Split? Mai erau uh, oameni care țineau streamuri cu radioul și ca să vă puneți o dedicație, scrieți aici sunt mare boss și vă luați și 10.000. Asta vă luați și bani. Aveți aici telefonul cu contacte uh, și ambulanța și poliția vă vin direct cum luați telefonul. Sugestii, pentru a face o sugestie apăsați pe acest share, dar nu este nimeni în jur. Să adăugați un contact, apăsați aici, aveți și banul lui, nu este neapărat să-l puneți. Căutați, apăsați pe busolul și ca să nu mai căutați, apăsați iar pe busol. Aveți un Twitter unde se postează foarte multe anunțuri. Cam ce este și la Weasel postează și aici băieții și setările telefonului unde vă puteți pune o poză de profil, eu mai știu ce poza am, imaginea de fundal și dați pe custom dacă vreți să o aveți ca a mea, tonul de apel și eu am pe Nokia, numărul de telefon și dacă doriți să vorbiți cu necunoscut. Cam atât pe faza de telefon, să vă și stația, care este o interfață super simplă, puteți să-l faceți pe alb-negru sau pe alb, fără alb-negru, doar negru. Și alb, puneți random, bine, nu chiar așa, asta este o o frecvență random, nici nu știu cu e și acum puteți să vorbiți apăsând tasta Caps Lock. Salomane. Nu mă de nimeni pentru că nici nu, nu știu dacă este cineva pe această stație. O să i opare. Și să mergem mai departe cu alegerea jobului, pentru că trebuie să facem niște bani să ne luăm o mașină. Mergem în Sandy, probabil nu știți sau ați ghicit deja, este jobul de șantierist care părerea mea este că faci foarte mulți bani, dar că cel mai uh recomandat ar fi să-ți iei un ghiuzdan după ce faci cei 10.000 pentru acest job și aici puteți să vă puneți foarte multe târnă lopez nu mai știu ce vă trebuiau și să le cărați să nu tot mergeți în continuu la sediu. O să vă prezint și un loc pe care o să-l descoperiți practic la 500 de ore, 500 de luni, cum se spune, pe aici unde este mina abandonată, este jobul de miner avansat. Sunt trei joburi, jobul de miner normal, Scafandru miner și minerul avansat. Deocamdată nici eu nu am orele, lunile suficiente pentru acest job. Dar am zis să vi-l arăt unde este. Pe... Dacă o să ajungeți să faceți șofer auto, de autobuz avansat la 25 de luni. Sau 50, nu mai știu exact. Dar 25, eu, sigur. O să vă ducă și pe acolo și să nu vă speriați. Acum ajungem la jobul de constructor. Și o să vă arăt și cum este. O să facem motoră. Este un job foarte simplu. Doar că seara pe Sandy nu prea este recomandat să mergi. Pentru că sunt foarte mulți jefuitori și foarte mulți poliții și foarte mulți de toate. Eu sar pe aici gardul, de obicei așa am făcut, că am văzut că se practică, dar recomandat este să o pe poartă, că da, este făcută. Haideți să apăsăm. Aici aveți un meniu. În ce costă această muncă, apăsăm și ne spune. Vreau să-mi iau uniforma. Vă luați uniforma pe voi, pentru că fără uniforma nu puteți să lucrați. Sunt unele joburi la care nu necesită uniforma. Vreau să mă angajez, te-ai angajat. Vreau să cumpăr picamere și îți cumpăr picamere. Eu o să cumpăr 5. Vreau haine la apoi, ne vom schimba la loc în hainele mele normale. Și nu mai vreau să lucrez, ne-am dat demisia. Noi dăm că vreau să mă angajez și vreau să-mi iau uniforma. Ne vom angaja la drumuri și poduri. Așa se numește doar că suntem șantieriși, practic. Eu vreau să-mi iau uniforma De ce nu-mi dă să-mi iau uniforma? Să am întâmpinat și probleme, văd Vreau să-mi iau uniforma Odată schimbați, veți veni aici La acest garaj și dați închiriază Auto-utilitară, vă dă cheile Deținute și antierist și auto-utilitara Apăsăm I Dăm pe chei Și tragem cheia de la mașină Aici, pe folosește Și ea va porni Avem un checkpoint pe hartă, dacă vă uitați pe map Cu maro, noi trebuie să-l urmăm și să ajungem la ce punctul de acolo pentru a face munca. Bun, ne-am întors. O să luăm acum niște picamere. Ce vreau să vă spun? Puteți să vă puneți picamarele și în autoutilitară. Auto, -utilitară, auto -utilitară, mă scuzați. Eu de data asta nu o să le pun pentru că am luat doar 8 să vă arăt vouă cum se face jobul. Și o să vă sugerez să nu veniți pe aici seara pentru că sunt foarte mulți jefuitori pentru a scăpa de jefuitori, o să mergem și la celălalt job pe care vi-l recomand. Probabil vă plictisiți de jobul ăsta și vreți să mergeți la alt job. Și acela va ar fi de poștaș. Până atunci mergem, facem jobul ăsta, vi-l arăt cum este, iar după mergem la poștă. Bun, am ajuns la checkpoint. Voi vă puteți parca mașina și înăuntru. Nu trebuie să o încuiați pentru că nu are cine să vă fure și nu are cum pentru că nu are cheie, doar cu chi de spargere și nu prea fură nimeni mașina de șantierist. Venim aici, unde ne arată în ce point, apăsăm E, dăm pe și lucrăm. Putem să stăm afe ca să nu atingem nimic până lucrează el. Avem 8 checkpoint-uri în același loc și banii sunt pe măsură, părerea mea. Pentru a vedea și următorul checkpoint, pentru că nu va apare fix lângă, trebuie să apăsați L să vedeți pe telefon. Da, aia v-am sugerat să vă luați telefon. Pentru că nu o să aveți bani de smart din prima. smartwatch ul costă undeva la 50.000. Deci să nu vă speriați că ai, nu mi-am primit banii și voi ați dat doar o dată. Picamarele v-am zis să vă luați 8 pentru că din câte știu sau am uitat, un picamare îl folosești la un din ăsta. Și da, un picamare îl folosești la un check. Noi practic acum um, asfaltăm strada într-un fel nu prea înțeleg cum, dar asta este jobul. Au fost și sunt evenimente în roleplay în care a fost armata la bancă și au practic au distrus strada băncii și toți pic, toți cei care făceau jobul ăsta au fost în față la bancă și doar acolo lucrau. Dar acum, nu, cum nu mai este eventul, uh, s-au întors la vechiul job. Practic. Trebuie să-l facem pe ăsta. Eu pe ăsta l-am făcut până la 25 de luni, 25 de ore și, sincer, n-am avut probleme cu banii. La început nu mai ai probleme cu banii când ai de belele ai probleme cu banii mai încolo. Bun, revenind, port un apel între noi. <laughs> și nu mai știu exact unde eram Doar că voiam să vă spun să nu umblați cu banii la voi Pentru că sunt mulți jefuitori în Sandy Și vreau să mă repet până o să văd că nu umblă lumea cu chestii importante la ei Prin Sandy Doar, zi, doar seara după 6 ai voi să jefuiești O să facem și astea două ture Și să vă arăt că am câți bani facem Noi acum avem 2920 Uh, cash Revenind, iară, că era masoci. Bă, sunt prea important, frate, nu știu. Am primit banii de pe comenzi și banii de la noi de la Ganshop ne vin nouă. Și ultima, ah, am primit 475, nu este ultima, mă scuzați. Acum o să mergem înapoi, 475 potură și având în vedere că chestiile astea sunt foarte apropiate. Da, și să nu uităm, uh, mereu după ce pică serverul, se dau restarturi, avem acest Q pentru a nu se conecta foarte mult player deodată și să nu apara lag. Da, este Q ăsta, să nu vă speriați, o să urmați și voi. Eu acum am intrat la Q120, deci mai am de stat. Revenim de la jobul de postaj. Acum mergem la jobul de poštași. A intervenit un restart și v-am arătat și cum este după restart. Mergem, ne facem. Acolo nu o să mai facem jobul pentru că nu prea știu cum este acel job că nu l-am făcut. Acesta este unul dintre checkpoint-uri. O să vă rog să nu săriți alea. Știu că am făcut greșeală. Gen chestiile astea. Să nu treceți pe lângă ele cum am trecut și eu. Aici este unul dintre checkpoint-uri și o să treacă foarte mulți vitezomani. Deci aveți grijă unde vă parcați mașinile. Cel mai bine ar fi să parcați așa aici. Eu așa parcam cu spatele sau cu fața. Acum sunt foarte multe locuri de parcare. Acum ajungem și la jobul de poștaș. Nu mai avem foarte mult timp. Am luat și pe un domn cu noi pentru a-l aduce aici. ce am uitat să vă arăt este de unde vă luați permisul. Și o să mergem și acolo. Cam de aici, aici vorbiți cu domnul. Ca la fel ca la jobul de șantierist. Și vă luați uniforma. După aceea o să trăiască, vă scoateți mașina de aici Unde am parcat, nu aici, la următoarea Unde este băiatul ăsta Și doar dacă aveți jobul puteți să umblați la garajul acela Dacă nu o să fiți aici unde este băiatul ăsta în alb O să mergem de unde vă luați plicurile pentru a le livra Aici a luat plicurile Veniți la ușa asta Pur și simplu stați și apăsați app să vă luați plicuri Doar dacă aveți jobul vă apare După o să trăiască să le livrați Pe la casele din Vine Este foarte ok pentru că nu prea sunt jefuitori pe aici Și noi nu vrem să fim jefuiți, practic. Că o modalitate să nu fim jefui, pentru că banii munciți nu prea e ok să-i dăm la jefuitori și am ajuns la unele de cele mai de bază lucruri, permisul auto intrați aici pe prima ușă stați să vă arăt veniți aici, aveți o bancă pentru că vă trebuie banii chiși intrați aici unde nu o să faceți nimic practic în sala asta și aici veniți începutul ăsta și vorbiți, faceți introducerea, testul teoretic, niște întrebări foarte simple și testul practic. Să nu uităm că după ce vă cumpărați o mașină, acum mergem la showroom, să vă arăt și meniul de la showroom, după ce vă cumpărați o mașină trebuie să vă luați chei. O să vă arăt acum și unde este un bancomat aproape de showroom și o mașină pe care eu vă recomand de început. Acum ajungem la showroom și cel mai indicat să nu vă parcați mașinile în jurul acestei, cum au parcat băieții ăștia, pentru că sunt foarte mulți mecanici care vin și vă tractează mașinile și nu cred că ai chef să te duci până în Grove Street să scoți mașina de la Impound și, mai, și costă 3500, mai bine vii aici, la garaj, unde sunt și băieții ăștia. Salut, poți să parchezi și eu repede? Da, stai, mă, că, că mai O parcăm. Eu, eu am stricat că am stricat o pe drum. Și alergăm repejor până în showroom. Cel mai apropiat bancoman de showroom care este acolo este acesta. Veniți aici, vă scoateți banii și pentru chei. Ajungem la doamna aceasta, nu știu cum o cheamă, angajat showroom. Doresc să cumpăr o mașină? și ne ducem direct la clasa C. Nu avem bani de mașini mai scumpe. Eu unul, când am venit prima dată pe server în oraș, am primit o mașină gratis de la un prieten, un M4, așa că eu vă arăt ce mi-aș fi cumpărat și mi-am și cumpărat la un dat. Mi-am luat Dacia Duster, dar trebuie să fac niște bani. Sau puteți să luați Dacia Logan. Sincer, Dacile chiar sunt bune. Și Sandero aveți, vă că aveți și Stepway. Păi... Adică nu sunt uh, chiar ultimele mașini. Cel acela este unul de clasă VIP. După cum ați văzut și necesită să bagi bani din portofelul tău, din real life. Și acum mergem înapoi la cheie, că am uitat de cheie. Venim aici, am nevoie de chei și ne arată prețul și mașinile la care le putem face o cheie. Bun, acum că am luat mașina. Vă voi spune că eu la început, în loc să farmez ca un nebun doar la șantierist, aș fi căutat un loc de muncă. Ce necesită acesta? Trebuie să ai lunile pe care cer băieții în anunț. În anunț în dreapta sus, dacă ați văzut aici, tot apar anunțuri. Ei bine, dacă tu ai lunile necesare pentru acel job, cum ar fi frizer, cum am eu gun ul nu că mi fac reclamă, frizer, lucrător la gun shop magazinul de haine, este și un magazin de haine. Fi dus simplu și rapid să lucrezi la un job din acesta part-time. Să am 4 ore de pontaj pe săptămână și să primesc un salariu. Ce, ce înseamnă 4 ore de pontaj pe săptămână? Să mi deschid acolo pe aplicația ei pe Discord sau uh, clock in, clock out și să pun ora la care intru, ora la care ies de pe pontaj și acolo pur și simplu stăteam 4 ore pe o săptămână, adică stăteam o oră în fiecare zi, timp de 4 zile și restul 3 zile le farmam. Să primești și salariul la finalul săptămânii și ar fi fost super bine. După, dacă voi voia să ieși și să nu intrați în mafie, puteați ieși. Asta a fost și asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut și că v-a fost de folos pentru că asta, de asta l-am făcut. Și vă aștept pe live-uri, pentru că eu pe asta mă bazez. Vă pup și vă iubesc. Eu am fost Popelu și vă Tep com um like e um subscribe. Vă salut!